Лига, на трофей роди стат, а реформы всего нового. Результат! Арп! Este gata pentru disciplinarea misiunii. Sunt șeful Marii Stat Major, comandantul Armatei Naționale, general de brigade, Igor Borgan. Thank you.
Doamnelor și domnilor, ceremonie de detașare celui de-a 14-lea contingent al Armatei Naționale a Republicii Grecii, KFOR din Kosovo. Salutăm prezența la ceremonie de azi a excelenței punct al Ambasadei Republicii Italiene în Republica Moldova, a domnului Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, precum și a Corpului Atașaților. Misiunea Organizației Națiunilor Unite din Kosovo este un exemplu de sfeții pe continentul european. Pentru Republica Moldova, participarea la militarii moldoveni, alături de colegii săi din alte țări parteneri militari din Armata Națională, vor aduce aportul său la stabilizarea și facilita procesele de pacificare în zona sa de responsabilitate. Ceremonia prilejuită detașării contingentului Armatei Naționale în operațiune de menținere a păcii KFOR din Kosovo se declară deschisă. Doamnelor și domnilor, domnilor militari, onorată asistență, sunt onorată să fiu astăzi la această ceremonie pentru a exprima aprecierea personală, dar și recunoștința și susținerea noastră a tuturor militarilor Armatei Naționale implicați în misiunea de pacificare în teatrul de operații din Kosovo. Prin participarea militarilor săi la operațiunile internaționale de menținere a păcii, Republica Moldova nu doar își valorifică potențialul uman, ci și consolidează relațiile de cooperare cu partenerii externi, crescând gradul de încredere al acestora în capacitățile țării noastre de a furniza pace și stabilitate. Prestația dumneavoastră, stimați militari, în cadrul diferitor activități de cooperare internațională, implicarea constantă și responsabilă în exerciții de instruire, crește nivelul de pregătire militară și cultivă o abordare profesionistă față de importanța promovării păcii și securității în lume. Fără îndoială, succesul acestor eforturi este și rezultatul unei cooperări îndelungate și productive cu partenerii noștri internaționali. Folosind această ocazie, țin să aduc mulțumiri Statelor Unite ale Americii și Republicii Italiene pentru ajutorul acordat Republicii Moldova în consolidarea capacităților de instruire a militarilor noștri care participă în misiuni și pentru sprijinul logistic de care beneficiază contingentul Armatei Naționale în teatrul de operații din Kosovo. În acești ani, peste 500 de militari ai Armatei Naționale au trecut prin diverse misiuni și operații internaționale de menținere a păcii. Îmi exprim aprecierea și recunoștința față de acești militari care își îndeplinesc cu profesionalism misiunile în teatrele de operații, riscându-și viața în numele angajamentelor luate de Republica Moldova ca membru al comunității internaționale. Mă voi asigura că în procesul de modernizare a Armatei Naționale se va pune accent pe dezvoltarea capabilităților în acest domeniu. Stimați militari, parcurgând cu multă perseverență etapele de pregătire pentru această operațiune, în condițiile dictate de situația epidemiologică, am încrederea că, asemeni colegilor din contingentele precedente, veți avea o prestație foarte bună și veți reprezenta cu demnitate drapelul Republicii Moldova. Îmi exprim certitudinea că abilitățile și cunoștințele dumneavoastră vă vor ajuta să interacționați eficient cu militarii altor state,
dar și să stabiliți relații constructive cu populația locală, contribuind astfel la menținerea unui mediu sigur și stabil în Balcanii de Vest. Domnilor militari, vă rog să transmiteți membrilor familiilor dumneavoastră mulțumirile noastre sincere pentru înțelegerea și sprijinul moral pe care vi le acordă. Mergeți cu bine și vă așteptăm sănătoși acasă. Vă urez în continuare succes în nobila misiune de a sluji țara sub tricolor și peste hotarele ei. Doamnă președinte, domnule ministru, stimate autorități civile și militare, dragi oviegiotti, și felicitări pentru această zi importantă. Este o onoare pentru mine să transmit urările ambasadei Italiei. Participarea Republicii Moldova la misiunea KFOR ce continuă este un rezultat obținut inclusiv datorită rolului Italiei care stă în misiune, făcând tot posibilul ca acest proces. Acesta este încă un fruct al relațiilor noastre bilaterale. După cum știți, Italia a fost confirmată în front conducere italiană și al 11-lea în general de la începutul misiunii. Este cel mai mare după cel american. Prezența moldovenească în regiune nu numai că aduce un pas pentru voi de a putea conta pe expertiza dobândită de-a lungul anilor, celor militare moldovenești, ce sunt la nivelul unei sarcini atâta pe care o avem. Dimpotrivă, aceasta ne oferă pentru a face față mai bine provocărilor neașteptate și deosebite de dificile. Doresc să exprim cele mai calde ureri pentru această misiune. La securitatea balcanică, Moldova contribuie la securitatea și stabilitatea Europei. Am acestor militari succes în deșarea lor în Kosovo. NATO KFOR. Militarilor aflați astăzi informația și pregătiți pentru această detașare. Această formă angajamentului Republicii Moldova de a contribui la pacea și un partener de securitate valoros. În calitate de partener al dumneavoastră, la succesul dumneavoastră. Armate cu alte armate și să demonstreze profesionalismul. Această experiență fac ca armate naționale să fie mai bine. Domnule ministru și domnule general, apreciem efortul acestui contingent. Ce de al 14-lea contingent demonstrează că armate în viitorul apropiat să vedem că armata națională își extinde misiunile internaționale. Doresc să mulțumesc Ministerului Apărării Italian pentru susținerea oferte Armatei Naționale Republica Moldova. De asemenea, doresc să spun mulțumesc angajatorilor Ministerului Apărării, ambasadei Statelor Unite, pentru că a făcut posibilă par importanța contribuției la securitatea internațională. Dumneavoastră aveți al Republicii Moldova. Stimată doamnă președinte, comandant suprem al Forțelor Armate, stimați domni reprezentanți ai Corpului Diplomatic, domnilor militari, onorată asistență, vă mulțumesc pentru că ați venit astăzi la Ministerul Apărării ca să le urăm împreună drum bun celor 40 de militari armate naționale care pleacă în operațiunea KFOR din Kosovo. Prezența dumneavoastră ne onorează și în același timp ne demonstrează că avem susținere în realizarea obiectivului nostru de a contribui la menținerea păcii în lume. Faptul că Armata Națională detașează la această misiune deja al 14-lea contingent se datorează de asemenea sprijinului semnificativ acordat de partenerii italieni și americani la capitolul logistică, asistență medicală, transport și instruire. Vă mulțumesc pentru că ne sunteți alături.
pe parcursul a 7 ani, aproximativ 600 de ofițeri, sergenți și soldați Armatei Naționale au fost parte a operațiunii KFOR. Toți acești militari au avut o prestație excelentă în executarea misiunilor alături de camarazii lor din armatele altor state. Cu ei au făcut schimb de experiență care le-a fost foarte utilă în serviciul aici, acasă. Sunt sigur că și cei 40 de pacificatori care pleacă în Kosovo sunt la fel de profesioniști și vor face față tuturor provocărilor, în special în această perioadă de pandemie care a cuprins întreaga lume. Domnilor militari din contingentul KFOR 14, am încredere că dumneavoastră veți reuși să fiți buni ambasadori ai țării noastre în acest teatru de operațiuni, să vă îndepliniți misiunea cu cinste, onoare și devotament, așa cum o faceți de fiecare dată în țară și peste hotarele ei. Iar peste 6 luni vă așteptăm să reveniți cu bine la Chișinău cu tradiționalul raport misiune îndeplinită. Drum bun, să ne ajute Dumnezeu! Rupăm cord rapel! La centru formație! Înainte! Marș! Порт-Рапия! Информация! Энергия! Марш! Doamnelor și domnilor, cuvânt se oferă comandantului contingentului Armatei Naționale Republicii Moldova. Domnule ministru apărării, domnul general, ofițeri, sergenți, soldați, onorată asistență, pentru noi, cei 40 militari, este o onoare, dar și responsabilitatea de a prezenta Armata Națională și Republica Moldova în cadrul contingentului KFOR, alături de cei 20 de națiuni, contribuind la stabilizarea și menținerea păcii în Kosovo. Testările prin care am trecut au fost destul de riguroase, astfel încât cei mai pregătiți militari armatei au căpătat deplinirile necesare specifice asemenea misiuni. Este o responsabilitate, pentru că în timpul pandemiei și în teatru de operații trebuie să demonstrăm că suntem pregătiți, cunoaștem riscurile misiunii și suntem interoperabili cu militari din alte țări. Vă promitem că departe de casă, în Kosovo, vom fi mesageri păcii, vom purta cu cinste și onoare drapelul Republicii Moldova, așa cum a făcut de fiecare dată militarii Armatei Naționale. Servim Republicii Moldova! Valiați! Drept! Pe defilare! Pe subordinați! La dreapta! Onor spre dreapta! Distanță în jurulie! Înainte! Marș! We'll be right back.
Bună ziua, sunt Lupnie Major Oledni, comandant de secție, cadrul grupei 2 din cadrul contingentul K-Corp 14. Vorbești cine, de ce ai optat pentru această misiune? Am optat pentru această misiune ca să fim un mesager de menținerea păcii, anume în contingentul și zona de responsabilitate din K-Corp, în baza militară din italiană, Camp Village. Și ce anume te-a motivat? A motivat mândria față de patrie, față de misiunea dată și față de operațiunea dată, ca să putem promova și Republica Moldova pe plan internațional ca mesager de menținerea păcii. Care va fi rolul tău în misiune? Ce vei contribui tu la menținerea păcii? Rolul meu va fi executarea patrulilor, executarea paza și obiectelor de importanță strategică a țării date. De cât timp ești în armată? Sunt în Armata Națională din anul 2012. Ai mai participat la misiuni internaționale? Nu, asta este prima dată și este o onoare pentru mine să reprezint Republica Moldova în operațiunea KFOR. Bravo, mulțumim. Mihai, da. Vă prezentați, vă rog, numele grad militar. Sunt Locotian Cornel Langelcev, șef contingent KFOR 14. Da, vorbiți-ne despre cum au decurs pregătirile de misiuni. Pregătirea noastră a durat aproximativ 2 luni de zile, inclusiv și peste cotare la baza internațională din Germania. Și acolo noi am prelucrat momentele care posibil vor fi întâlnite pe parcursul misiunii noastre. Adică, practic, nimic nou pentru noi, dar le-am ce să dau. Câți militari mergeți în misiune? Prim? Câți militari mergeți în misiune? 40. Spuneți, vă rog, propoziția. La moment, contingentul nostru este compus din 40 de militari din toate unitățile armate naționale. Da. Și dumneavoastră mai aveți experiențe internaționale? Da, în misiunea, în calitate de șef contingent prima dată, am fost doar la exerciții internaționale, ca șef și ca participant, dar ca misiunea asta pentru mine e în premieră. Da, mulțumesc. Mulțumesc, de bună. Prezinți numele pe nume și gradul militar și funcția pe care o să ai în cadrul. Sunt capul... Uite, mai tare grești. Sunt caporal Victor Spinei. Batalionul 22 și în curs vă plec ca felcer genist. Care va fi rolul tău în misiune? Cu ce te vei ocupa, mai ales în contextul pandemiei, situației pandemice, draga lume? Rolul unui felcer în misiune este pentru fortificarea, menținerea capacității sănătății militarilor și personalului. Avem chiar și în acest moment, de pandemie, lupta cu acest virus invizibil. Trebuie să avem chiar și pe acest timp de pandemie, trebuie să atragem o atenție deosebită sănătatea asupra militarilor. Avem experiență organizatorică, epidemiologică, în urma unor misiuni la care militarii moldoveni au participat de la începutul pandemiei. Cred că mă face față și eu. Bună ziua, sunt capitan Golovei, grupa IOD. Golovei și mai cum? Golovei 1. Așa. Ești pentru prima dată în misiune, da? Nici de cum nu, a doua oară. Spune o propoziție mai desfășurată. Pentru misiune dată sunt a doua oară. Prima dată am fost în 2015. Acum sunt ales pentru executarea misiunii a doua oară. Cum a fost, povestește-ne despre experiența primei misiuni și de ce ai optat să mai mergi odată în cursă? Prima executare misiune în KFOR am acumulat mai multe experiențe cu colegii noștri din Italia, colegii austrii, cu colegii din America. Acum noi suntem pregătiți mai bine decât prima dată și să obținem rezultatele mai performante și mai profesioniste decât atunci. Care va fi rolul tău în misiune de această dată? De această dată, grupa IOD execută cercetarea a terenilor, cercetarea pistelor de aterizare a elicopterilor și nimicirea, neutralizarea obiectelor neexplodate.
Și cum au decurs pregătirile pentru misiune? Pregătirile date au fost grupa IOD în fiecare an execută ședințe speciale pentru să fim admiși pentru terminarea pe teritoriul Republicii Moldova, atât și suntem mai perfecționiști pentru executarea misiunii internaționale în KFOR. Ce așteptări ai de la această misiune? În această misiune o să dăm dovadă că Armata Națională are într-adevăr profesioniști cât pe teritoriul Republicii Moldova, atât o să facem față și în operațiunea KFOR. Da. Cum a reacționat familia când a aflat că o să mergi iarăși în misiune? Părinții, soții, prima dată când au aflat că iarăși plec în misiune, au reacționat bine, dar ei știu că așa este profesia noastră, trebuie să facem față și să arătăm profesionalismul nostru, nu numai pe teritoriul Republicii Moldova, atât și în internațional operațiuni.